Președintele echipei Panduri, Narcis Răducan, a convocat adunarea generală a acționarilor pentru mâine. Situația clubului este una dificilă din punct de vedere financiar, iar mai mulți jucători și-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract. Răducan speră în continuare să-l convingă pe Iordănescu să semneze prelungirea contractului cu gorjenii. Situația de la Panduri este în continuare dificilă, iar Narcis Răducan a convocat adunarea generală a acționarilor pentru a lămuri situația financiară a clubului. La solicitarea mea, mâine avem AGA la Panduri, astăzi e Consiliul de Administrație. Trebuie să ne organizăm rapid în vederea începerii noului campionat, în vederea participării cu Brio în Europa League. Răducan speră în continuare să-l convingă pe Edi Iordănescu să semneze prelungirea contractului. Trebuie foarte, foarte rapid să prelungim contractul cu staful tehnic condus de Edi. O pleiadă de jucători vor termina contractele, cu unii dintre ei vom prelungi, cu alții nu, în funcție de ce aport a avut fiecare și de condițiile financiare, și eu zic că va fi un sezon la fel de bun. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, va participa și el la adunarea generală a acționarilor. Narcis Răducan și Edu Iordănescu vin nu cu probleme legate de situația lor, cu probleme legate de continuarea proiectului pentru a avea performanță la nivelul echipei de fotbal. Și de aceea, astăzi am discutat și cu o parte din membrii fondatori ai Asociației Sportive Panduri Nicu Târgu Jiu și vom face mâine o adunare generală pentru a stabili măsurile organizatorice necesare începerii campionatului. Răducan a mai precizat că cei mai importanti jucători de la Panduri nu își pot depune memorii pentru a deveni liberi de contract, pentru că le-au fost achitate din drepturile financiare.